Zan și Ana Porgras au revenit la sentimente mai bune, după trei ani. Cei doi concurenți de la Survivor All Stars s-au împăcat, aspect pe care fanii emisiunii îl pot vedea în ediția care va rula marți, 9 aprilie, la ProTV. Mulți dintre concurenți au rămas surprinși de acest lucru. Zan și Ana Porgras au revenit la sentimente mult mai bune, față de acum trei ani. Cei doi concurenți de la Survivor România s-au împăcat, spre uimirea tuturor și desigur, a telespectatorilor. Marea împăcare s-a produs în episodul cu numărul 37 care va fi difuzat marți seara de Pro TV, cu toate că au existat tensiuni între ei din cauza despărțirii și, mai ales, a modului în care s-au separat, Zan și Ana Porgras au îngropat securea războiului și s-au îmbrățișat pasional, spre surprinderea tuturor colegilor dar și a Alexandrei Duli, despre care s-a tot vorbit că ar avea ceva de împărțit cu Zanidache. Acum, unii dintre rivalii lor ar putea să creadă că fac front comun, Zan fiind unul dintre concurenții vocali din emisiune. De ce nu s-au mai înțeles Zan și Ana Porgras în urmă cu trei ani, atunci când Zan și Ana Porgras au participat pentru prima oară la Survivor România, legătura lor s-a tăiat brusc. Deși în timpul emisiunii păreau foarte apropiați, vehiculându-se, la un moment dat, că ar avea o relație. După ce terminarea show-ului, cei doi au mai ținut legătura pentru o perioadă, apoi nu s-au mai înțeles. Întreaga poveste se întâmpla în anul 2021, la momentul actual, la Survivor al Stars, când s-au reconectat, nu au mai avut aceeași chimie. Totuși, la trei ani distanță, în noua formulă din emisiune, Zani a rostit motivul pentru care nu a mai ținut legătura strânsă cu Ana Porgras. Inițial, Zani Zanidache nu ar fi vrut să vorbească despre acest subiect, dar Andrei Ciobanu și Tejemiles l-au tras de limbă. Parese, subiectul cu Ana Porgras este unul delicat, a susținut Zani. Nu și-ar fi dorit să vorbească despre fosta gimnastă în acest sezon. În plus, nu a dorit să arate că nu și-au mai vorbit timp de trei ani, asta este o discuție delicată, cu Ana Pogras, pe care nu am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Dar o să vă zic vouă, ca să înțelegeți sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi nu am mai vorbit timp de trei ani de zile, deloc, a spus Zanidache. Zan susține că ar fi fost rănit de Ana Porgras, motiv pentru care au întrerupt brusc legătura. Ana s-a supărat că am luat-o în brațe pe dul. O simpatizez pe dul. ce să facem acum? Sunt singur și nu vreau să o rănesc pe Ana. Dar ea m-a rănit pe mine acum trei ani. Și nu vreau să-i scot ochii să-i spun acum, sora mea, n-ai cum să-mi reproșezi ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum trei ani de zile și eu n-am spus nimic. Nu vreau să-i spun chestia asta, nu vreau nici să mă separ de Ana, nere la survivor al stars, pentru că are nevoie de mine în momentul ăsta, dar nu vreau nici să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De ce nu-mi dă libertatea? De ce are reacțiile astea când am anumite gesturi cu dul? Am mai rostit Zan.